Pentru Crăciunul de anul acesta, Primăria Ploiești va cumpăra doar 5 brazi, cel de-al șaselea fiind donat de către o ploieșteancă. Bradul primit a fost deja amplasat în parcul Toma Socolescu, restul brazilor care vor împodobi orașul în perioada sărbătorilor de iarnă, urmând să fie achiziționați zilele acestea de la Ocolul Silvic Câmpina. Prețul lor se ridică la suma de 10.000 de lei. Donația făcută poate fi considerată o adevărată afacere, având în vedere că în visteria primăriei au rămas astfel 8.000 de lei. Brazii care au între 15 și 20 de metri vor fi amplasați în 5 zone de interes ale Ploieștiului, în fața Casei Albe, pe Bulevardul București, la Gara de Sud, în Piața de Vest Aurora, dar și la Nord.